Bună ziua copii, mă numesc Natalia Bernaz și astăzi împreună vom avea o lecție de matematică. Dar să știți că la această lecție am hotărât să mă înarmez cu poveștile Marelui Ion Creangă și mai ales cu povestea Fata Babii și Fata Moșneagului. Această poveste ne invită în lumea matematicei. Vom încerca, dragii mei, să ne amintim care sunt personajele poveștii. Dacă n-ați citit-o, vă rog să o citiți. Este vorba de moșneag, de fata lui, de babă și de fata ei. Așa? Și ține minte foarte bine care personaj era pozitiv și care mai avea multe cusururi. Eu zic să o ajutăm pe fata Babe astăzi să devină și ea mai bună, să-și corecteze greșelile și poate devine și ea una harnică, frumoasă și plină de energie pozitivă. Asta o putem face dacă fata Babii va trece prin toate obstacolele poveștii. Știți foarte bine, cățelușa, cuptorul, copacul, toți o pun la încercare. Iar noi vom fi alături pentru a o ajuta să depășească unele momente, poate care i-au creat probleme și ea nu știa cum trebuie să se comporte. Prima încercare este salba numărătorului isteț. Foarte interesant. Haideți să vedem. Deci va trebui, dragi copii, să numărăm din 3 în 3 de la 0 până la 30. Interesantă sarcină. Haideți să ne gândim încă o dată. Din 3 în 3. Și începem împreună. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Super! Să vedem următoarea. Iar acum să numărăm din 4 în 4, pornind de la 0 până la 40. Fiți atenți, din 4 în 4. Așa, numărați voi odată tare. Da, eu aud foarte corect, așa? Și acum, haideți să vedem împreună cu mine. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 și 40. Și acum să numărăm din 6 în 6, copii. Cu startul de la 0 la 60. Aoleu, foarte multe numere trebuie să fie. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Bravo, copii! Mă bucur foarte mult că ne-am încălzit un pic mintea, am ajutat-o și pe fata Babe să treacă peste primul obstacol și acum vreau să vă zic că după șezătoare, fetele au început să se laude cine și câte geme au depănat. Dar pentru să o ajutăm pe fata Babe e nevoie să ne amintim și de unele noțiuni matematice, dragi copii, care ne vor ajuta și nouă, de fapt, la studierea subiectului nou al lecției, despre care vă spun un pic mai târziu. Haideți să vedem. Rezultatul operației de adunare, care este? Așa, suma. Cum se numesc numerele la adunare, copii? Da, cu siguranță că știți. Termen. Al doilea termen matematic la scădere este, deci fiți atenți la scădere, cum se numesc numerele la scădere? Al doilea termen matematic este scăzătorul. Așa este. Rezultatul scăderii e diferență sau rest. Prin ce operație se află termenii adunării, copii? Fiți atenți. Termenii. Prin ce operație se află? Așa. Prin scădere. Ce operație ne ajută să aflăm de scăzutul? Ne amintim, descăzutul se află prin operație de adunare. Bravo! În cuptorul din poveste, copii, plăcintele gustoase sunt deja gata. Fata moșului a scos 29,
iar a babei doar 6. Ce operație veți efectua pentru a afla câte plăcinte sunt în total? Desigur că vom realiza operația de adunare și vom avea de realizat aici exercițiul 29+6. Astfel de exerciții noi încă nu am rezolvat și el este un tip nou de exercițiu. Astăzi, dragii mei, subiectul lecției este adunarea de tip. Un număr format din 10 unități plus unități este egal cu 10 unități. Sau 10 unități plus 10 unități este egal cu 10 unități și următorul tip, 10 unități plus 10 unități este egal cu 10. După cum vedeți, avem 3 tipuri de exerciții. Haideți de la început să marcăm numărul plăcintilor scoase de fata moșneagului cu cerculețe albastre. Dacă le numărăm pe toate, le vedem că sunt 29. Așa? Apoi, cu cerculețe galbene, să marcăm plăcințele scoase de fata babei. Ele erau câte? 6, așa? Deci, avem 29 și 6. Ce vom face, copii? Cum adunăm? Completăm numărul 29 cu o unitate pentru a forma 10 întregi. Dar de unde luăm unitatea asta? Exact, de la 6. Așa. Și atunci vom avea 30 și încă 5 și vom obține 35. Deci adunarea 29+6, adunarea în care avem un număr format din 10 unități și un număr cu un număr format din unități. Haideți să vedem cum o realizăm. Același exercițiu, fiți atenți, copii. 29+6. Deci când calculăm în minte, ce facem? Ne gândim cât îi trebuie lui 29 până la 10 întregi, îl descompunem pe 6 în 1 și 5, 29 plus 1 este 30, 30 plus 5 respectiv este 35. Da? Deci stabilim câte unități ne trebuie pentru a completa primul termen până la 10, așa, îl descompun al doilea termen în 1 și 5, de ce în 1 și 5 și nu în 2 și 4? Sigur că pentru că 29 are nevoie doar de unitate până la 10 întregi. Și aici avem 29 plus 1 este 30, 30 plus 5, adunăm 10-le cu unitățile rămase și obținem 35. Bravo, copii! Iar acum să vedem cum vom realiza acest calcul în coloniță. 29+6. Nu uitați că scriem în coloniță numai decât ținem cont de o regulă importantă. Se scriu unități sub unități, așa? 10 sub 10. Deci, primul pas, adunăm unitățile. 9+6 este egal cu o 10 și 5 unități, așa? Deci este egal cu 15. Scriem 5 la unitățile sumei, iar o 10 o rezervăm. 5 am scris și 1 îl rezervăm, o 10 o rezervăm. Adunăm 10-le. 20 plus 10-a rezervată este 3. Și scriem 3 la 10-le sumii. Astfel, obținem numărul 35. Bravo, copii! 20 plus 4, ne gândim, așa, 6 plus 4 formează 10, deci adunăm unitățile, scriem unitățile sumii, iar o 10 o rezervăm, așa, apoi adunăm 10-le terminilor cu 10 rezervată și obținem 26 plus 4 este egal cu 30. Să mai exersăm, copii. 32 plus 8. Așa. 32 plus 8. Adunăm unitățile. 2 plus 8 este 10. Așa. Scriem 0 la unitățile sumii. Rezervăm 10 și adunăm 30 cu 10 rezervată, obținem 40. Următorul exercițiu, fiți atenți la fel. 57 plus 3. 7 plus 3 este egal cu 10. 0 scriem la unitățile sumii. Avem o 10 rezervată. 50 și cu 10 rezervată este 60. Mai avem un exercițiu. 71 plus 9, copii. Iarăși, 1 plus 9 este egal cu 10. 0 scriem la unitățile sumii, așa,
și cu 10 o rezervăm. 70 și cu 10 rezervată este egal cu 80. Astfel, copii, am învățat cum să procedăm atunci când avem un număr format din 10 și unități cu un număr format din unități, iar la rezultat vom obține numărul care este format din 10 întregi. După cum vedeți, toate rezultatele sunt formate din 10 întregi. 30, 40, 60, 80. Așa. Excelent, v-ați descurcat. Și acum vreau să vă spun ceva despre, dacă vă uitați la imagine și vedeți că fetele au ajuns la părul cel din poveste, părul se consideră sora mărului. Un pom de păr poate trăi până la 75 de ani, copii. Europenii aseamănă perile cu untul, iar chinezii îl consideră fructul nemuririi și o țin la un loc, la loc de cinste. Părul din poveste le-a oferit fetelor fructele sale în schimbul de a planta câte un păr, fata moșului, fiind mai harnică, a cules 29 de pere, iar a babii 16. Aflați câte pere a oferit pomul fetelor. Aoleu, seamănă cu o problemă. Așa este? Haideți să mai citim încă o dată. Fata moșului, fiind mai harnică, a cules 29 de pere, iar a babii 16. Aflați câte pere a oferit pomul fetelor. Ca să aflăm câte pere a oferit, ce vom face? Evident, vom aduna 29 plus 16. Haideți să vedem, acesta este un tip nou de exerciții. Când avem un număr format din 10 unități, adunăm cu alt număr iarăși format din 10 unități. Cum procedăm? 29 plus 16. Ce facem? Îl completăm pe 29 până la 10 întregi. De câte unități are nevoie el? Are nevoie de o unitate. Deci, pe 16 îl descompunem în 1 și 15. Și atunci realizăm adunarea. 29 plus 1 este 30, 30 plus 15 este egal cu 45. Cum procedăm când calculăm în coloniți, copii? Fiți atenți, vom scrie 29 plus 16. Iarăși regula pe care trebuie să o ținem minte foarte bine, copii. Vom scrie unități sub unități și 10 sub 10. Adunăm unitățile. 9 plus 6 este egal cu 10 și 5 unități, adică cu 15. Ce facem? Scriem 5 la unitățile sumei, o 10 o rezervăm. Da? Și chiar scriem acolo un 1 micuț deasupra 10-lor, ca să nu uităm de asta. 20 plus 10 este egal cu 30 și cu 10 rezervată este egal cu 40. Astfel obținem, copii, 45. După ce au trecut proba perilor, fetele au apelat la fântână să le ofere apă pentru a uda acești pomi. Dacă ei au sădit perii, au nevoie să fie udați. Fata moșului a scos 17 căldări cu apă, iar fata babii 13. Câte căldări cu apă au scos fetele? Așa, este simplu. Ca să aflăm câte căldări au scos fetele, evident că trebuie să realizăm ce? Adunarea, copiii. Așa, și avem 17 plus 13 este egal. Dar, haideți să vedem cum procedăm în acest caz. Ce facem? Îl descompunem pe 13 în 3 și 10 pentru a-l completa pe 17 până la 10 întregi. Așa, adunăm 17 plus 3, cât fac? 20. Și 20 plus 10 este egal cu 30. Așa, am aflat că ambele fete au scos din fântână 30 de căldări de apă. Cum vom proceda când vom realiza acest exercițiu în coloniță? La fel, copii, vom scrie unități sub unități, 10 sub 10. 17 plus 13. Adunăm mai întâi 10-le. Unitățile. 7 plus 3 este egal cu 10. Vom scrie 0 la unitățile sumei și avem o 10 rezervată. 1 plus 1 este egal cu 2 și cu 10 rezervată vom obține 30. Așa este, copii. Și acum să încercăm să exersăm toate aceste exerciții de tip nou pe care le-am învățat astăzi. Fiți atenți! Iarăși este o încercare chiar de la cuptor.
mărește fiecare dintre numerele 16, 38, 46, 51. În prima situație trebuie să le mărim cu 9, iar în a doua cu 19. Deci, 16 plus 9, ne amintim, ce facem? Îl completăm pe 16 până la 10, are nevoie de câte unități? De 4. Deci pe 9 îl descompunem în 4 și 5. 16 plus 4 e 20, 20 plus 5 este egal cu 25. Așa, următorul exercițiu, 38 plus 9. Iarăși îl completăm pe 38 până la 10 cu 2 unități. Așa este. Deci 9 va fi descompus în 2 și 7. 38 plus 2 este 40, 42 plus 7 este egal cu 47 copii. 46 plus 9, următorul exercițiu, procedăm la fel și obținem, haideți să văd cum calculați voi, corect, obținem 55, bravo! Și ultimul exercițiu din punctul A este 51 plus 9, iarăși adunăm unitățile. Așa, scriem 1 plus 9 este 10, 0 scriem unde la unitățile sumei. Avem o 10 rezervată, 5 cu 10 rezervată este egal cu 60. Bravo! Iar acum, copii, să mărim numerele cu 19. 16 plus 19 este egal. Adunăm mai întâi unitățile între ele, 6 plus 9 este 15, vom scrie 5 la unitățile sumei și avem o 10 rezervată. 1, o 10 de la primul termen, plus a doua 10 de la termenul 2 cu 10 rezervat formează 3 și obținem numărul 35. 38 plus 19. Unitățile adunăm 8 plus 9 este egal cu 17. 7 scriem la unități, avem o 10 rezervată, 3 plus 1 este 4 și cu 10 rezervată este 57. 46 plus 19. Calculați, vă rog, voi. Așa, adunați unitățile, rezervați 10, adunați 10-le și cu 10 rezervată și obțineți, așa este, 65. Și ultimul exercițiu, 51 plus 19. 1 plus 9 este egal cu 10, 0 vom scrie la unitățile sumii și avem o 10 rezervată, 5 plus 1 este 6 și cu 10 rezervată vom obține 70. Bravo, copii! Mă bucur foarte mult că v-ați descurcat de minune și acum haideți să vedem dacă ceea ce ne spun fetele este adevărat sau fals. Mă refer la fata babei și fata moșneaului. Suma numerelor 20 și 6 și 14 este 40. Pentru a stabili dacă e adevărat sau fals, chiar trebuie să facem această sumă. Haideți să calculăm în minte 26 și 14. 6 plus 4 este 10, 0 scrim, avem o 10 rezervată, 2 plus 1 e 3 și cu 1 de minte este 40. Deci, propoziția este adevărată. 26 plus 14 cu adevărat este 40. Și acum mai avem o propoziție, copii. Primul termen este 13, al doilea termen este 7, suma este 21. Nu știu, haideți să vedem. 13 plus 7. 3 plus 7 este 10, 0 scriem. O 10 rezolvăm și avem 1 cu 1 de minte, 20. Deci, propoziția este falsă. Așa este, copii. Iată că am ajuns și la final de această lecție și eu vă rog foarte mult să exersați toate aceste tipuri de exerciții. Astfel vom ajuta și pe fata Babi să depășească cel mai mare cusur omenesc, care este lenea. Sunt sigur că noi toată viața luptăm cu acest cusur și până la urmă obținem victorie. Doar cei care sunt hârnicuți și cei care sunt isteți așa precum sunteți voi. Pe curând, dragi copii, până la noi întâlniri!